La fiecare gol, experiența adversarului crește. Începem de la creator de conținut, trecem prin fiecare nivel valoric și ajungem la un câștigător de Europa League. La final vedem cine a fost mai eficient. Cu cât mai puține șuturi, cu atât mai bine. Primul invitat de pe play-urile Budesi va fi Adrian, elicopterul de luptă. Trebuie să dăm gol de la 16 metri, fiecare câte un gol, iar apoi următorul adversar. Nivelul 1 cum ar veni, cel mai prost eu. Nu cel mai prost. Da, are nimic bun. E un pic răcheală, da. Hai. N-are nimic. Încep tu? Încep eu. Hai. Avem și un portar foarte bun, Mircea. Ok, să termină video. Gata? Da. Trebuie să dau și eu. Te-a surprins, a? Mircea. Am vrut să dau la vinclu. Hai, next level. Gata. Trecem la nivelul următor. Este un YouTuber care face fotbal pe canalul său. Vă salut, băieții! Este vorba, evident, despre Tudor Buțan. Tudor, trebuie să dăm un gol fiecare din afara careului. Asta este toată ideea. Un singur șut? Dacă ți iese din prima, e foarte bine. Un singur gol, asta ne trebuie. Mamă! Două șuturi și un gol. Și ai avut și o bară foarte faină. Rândul meu. Hai să vedem. Hai, înainte să execut, vreau să vă reamintesc de acest tricou în scop caritabil. Fiecare tricou vândut reprezintă o minge donată unui copil ce provine dintr-un mediu defavorizat. Linkul este în descriere. Rândul meu o să merg. Hai, Carlos, apur! Mamă, mamă! Să mai dau și eu una? Să fie două? Hai! Hai că încerc să dau și eu la vinclu. Shanky. Frumos! Trecem la nivelul următor. La Under 9 l-am alături de mine pe Adelin. Salut, Adelin! Salut! Care e jucătorul tău preferat? Messi. Bun! Ai făcut alegeri bune în viață. Vreau să îi dai gol lui Oli de la 6 metri, da? Hai, Oli! Hai, așează frumos tu! Așează tu, cum vrei! Așa! O, ce poziție frumoasă! Bravo! Așa! Să vedem dacă Adelin, care are 7 ani, mă face la proba asta sau îmi fac eu pe el. Mamă, Oli! Hai că-i gol! Trecem la Under 13. La Under 13 l-am alături de mine pe David. Salut! Va trebui să dai gol în afara careului. Din câte încercări, cred că vei reuși asta. Da. Da? Da. Ok, bun. Deci, din câte încercări, da. Da. Încercarea, da. Hai! A doua. O, aproape, Oli. Bun, acum ar trebui să o dau din prima. Este. Am întors-o, dar nu, trebuie mai bine o dădeam cum voiam din prima. Ocazia de a face măcar egal atât. Bară. M-a luat David. A treia. Oricum, bravo, foarte bine ești dat. La nivel de Under 15, de la Bucovina Rădăuți, Luca Ionesi. Câte încercări crezi că îți va lua să dai gol? Portar de Liga 3-a. 3, să zicem. 3? Ok. Oh, ce ghinion ai avut! Oi, oi, oi! Hai, mai ai de data aia de sus și bați record. La timp în care dai nimerești fiecare bară. De cât timp joci fotbal? Aproximativ 6 ani, nu știu. Oh, super! De când eram mic. Messi sau Ronaldo? Ronaldo. De asta nu dai gol. Nu, tata, îi place Messi, dar ești de altă părere. Deci ești fan al Nasser? Nu. Real Madrid. Bravo! Nici pe tine nu te las. Nu. E, dar am dat-o fix unde nu... Am fost indecis, sincer. Dacă se dau sus sau jos, sunt la mijloc. Bravo. Stai puțin, înainte să continuăm, abonează-te pentru că e gratis și mă ajută mult. L-am alături de mine pe Iulian, te salut, care este la FC Botoșani Under 19. De cât timp joci fotbal? 7 ani. Ok, iar în poarta Adi, care se uită acum pe teren împrăștiat. Adi, aici trebuie să te uiți un pic. Din câte încercări crezi că dai gol? 3 încercări. Deci trebuie să dăm gol amândoi, asta e ideea. Wow, forță în șut, multă forță. Nu-l ierta. Bun, Adi. Mamă, dar ce ai făcut, Adi? Ce le aperi? Păi foarte bine, bravo, dar mă impresionez, că mai înainte părea că la mine nu prea... Frumos, frumos, mi-a plăcut și cum ți-ai luat rana, pu, frumos, bravo. Și acum eu trebuie să încerc să-l depășesc. Mă leg la șireturi. Trecem la următorul nivel, Liga 5-a. La Liga 5-a l-am alături de noi pe Andrei Ciucan. Salut! Salut! Câte încercări crezi că îți trebuie ca să dai un gol în afara careului? Eu spun că 3 încercări. 3? Hai să te vedem! Olis! Terenul de Liga 5-a
Se pune. Ce să-i facem? Așa e terenul. Ar trebui să mă folosesc și eu de asta. Sunt foarte puțin în urmă, așadar am nevoie de gol din prima, ca să fie bine. Hai, frumos, frumos. Bine plasat. Trecem la Liga a 4-a. La Liga a 4-a l-am alături de mine pe Paul Vasilcu de la Inter Dorohoi. Salut. Te salut. Cam câte meciuri ai în Liga a 4-a? Aproape 100 de meciuri, Paul. Cam 100 de meciuri. Da. Bun. Mijlocaș? Lateral. Mijlocaș lateral. Câte încercări crezi că vei avea nevoie să dai gol din afara careului? Nu, știu, vreo două. Două. Două, trei. Bun, succes. Una. Oh. Mamă! Dar ce bine a dat-o. O, oh, bună și asta. Mamă, ce bine a scos-o. A doua e cu noroc? Auleu. Trei cu noroc, că dacă nu pierd cam mult teren. Au. Așa e, bună. Trecem la Liga 3. La Liga 3 l-am alături de mine pe Robert Balan. Să vedem care cine dă primul gol din afara careului. Ca de obicei, câte încercări crezi că ai nevoie? Da, primul gol? Da. Prima. Prima? Wow, ți-a pus gând rău. S-a ținut de cuvânt. Rândul meu acum. Trecem la Liga a 2-a. La următorul nivel din Liga a 2-a, deși a fost campion al României deja, la doar 20 de ani, Valentin Dumitrache, cu 48 de meciuri jucate la nivel profesionist. Să vedem cine dă primul gol. Trebuie să mă leg la șireturi. Mamă, ghinion. Mai bătut, ce să fac? Am trecut la nivelul următor și îl am alături de mine pe Dani Paraschiv. Te salut! Și în poartă ne va ajuta Vlad Muțiu, cu care mă revăd după 5 ani. Am filmat atunci cu Torje și Nistor. Șuturi din afara careului, cât de repede crezi că vei marca? De la primul șut. De la primul. Ți-a pus gând rău. Ți-a pus gând rău. De la încălzire. De la încălzire, deja gata. E pe intimidare. Daniel, care are 129 de meciuri ca profesionist și 47 de goluri, dintre care unul la echipa națională. Da. Deci cam un gol la 3 meciuri jucate. Așa e când ești atacant și de obicei când joci la echipe care atacă destul de mult, te lipești la gol. E foarte bine, la cât mai multe. Mulțumesc, mulțumesc. Au! Gol! Dacă o dai pe poartă e mai bine. De la ce vârstă te-ai apucat de fotbal? De la 6 ani. 6 ani? Wow! Asta n-a fost pe poartă. Da, bravo. Trebuie să dau și eu și s-a terminat. Adică merge repede. Na, n-avem treabă. Hai să văd dacă te egalezi ca performanță. Au, au! A fost rea. Cât mă chinui să dau gol, nu uita că dacă îți dorești un produs de fotbal, îl găsești pe ergol.com și ai 10% reducere dacă folosești codul MIDAS. Nu, lasă. Asta e, acolo doare. Bun. Te-am imitat, bravo. Și urmează momentul mult așteptat, înainte însă, hai să facem 5.000 de like-uri la acest video. Pentru ultimul nivel, de departe cel mai experimentat, cu 11 trofee câștigate, peste 100 de meciuri la Porto, capitan al Rapidului și câștigător de Europa League, Cristi Săpunaru. Te salut, Cristi. Salut. Și în poartă îl avem pe Virgil Drăghia. Haideți să vedem cât de repede va reuși Cristi să marcheze. Cu fundășia. Da, da, nu e neapărat proba pe abilitățile tale de bază, dar cu siguranță zic eu că te vei descurca. E momentul să mă fac eu de rușine. Au! Bă, perversule! Siu. Mai dau una? De... Ia nu te mișca, mă! Ia, hai. Patul ăia e pe asta ne-a tăiat? Da. De gol. Ghetele de la Ergol, asta e. Dă-i. Dau eu, aia? Da. Ok, mi-ai și așezat-o. Uite ce bine a lovit. Hai că mai e una! Stai. Da. Dacă îți dă 3 din 3, nu mai am cu tine cu mașina. Aaa! Am vrut tot acolo jos. Spune-mi cum a fost să câștigi Europa League. Cea mai frumoasă experiență din viața mea. Trofeu european și nu cred că sunt foarte mulți fotbaliști care se pot mândri cu asta, cel puțin în România. Ce sfaturi le da fotbaliștilor, tinerilor copii mai degrabă, care ar vrea să ajungă, să aibă o carieră cum ai avut-o și tu? Una la mână să creadă în ei. Are cel mai important lucru și după aia să vină la antrenament, nu ca la o muncă, să vină la antrenament să fie implicați în tot ceea ce fac. Și la sfârșit o să aibă rezultate, 100%. Mersi mult! Mersi și eu! Le mulțumesc membrilor Cristi, Manic, Sebastian Aleșnicu și Adrian Băiceanu. Și îi mulțumesc foarte mult lui Popser pentru generozitate. Dar și lui Răzvan pentru follow-ul pe Instagram. Dacă vrei să-ți auzi numele la finalul următorului video, trebuie doar să mă urmărești pe Instagram @midas.